Bună seara, dragi tulceni! Începând de astăzi, marți 13, Tulcea are buget pentru anul 2024, dar un buget care este șchiop cu ghilimele de rigoare. De ce îi spun așa? Pentru că începând de la jumătatea anului, municipiul Tulcea nu va mai avea bani pentru iluminat stradal, municipiul Tulcea nu va mai avea bani pentru curățenie stradală, municipiul Tulcea nu va mai avea bani pentru colectarea deșeurilor sau chiar pentru micile reparații stradale și pietonale, nu vor mai fi bani nici măcar pentru întreținerea locurilor de joacă pentru copii. Mai mult de atât, despre marile proiecte nici vorbă, despre promisiunile mărețe de acum 4 ani, absolut nimic, nimic despre toboganul de la Ciupercan, nimic despre Parcul Victoria, absolut nimic despre tabăra Bididia, dar ce este cel mai dureros este că în bugetul din anul acesta nu regăsim absolut nicio investiție legată de parcări, parcări de reședință sau parcările publice pentru care noi plătim sume grele de aproape 2 ani de zile. Se pare că Tulcea a ajuns la fundul sacului, dar mai grav de atât este faptul că suntem datori la bănci cu aproape 26 de milioane de euro, sumă pe care noi toți o vom plăti, dar în urma căreia nu se vede absolut nimic. Nu regăsim în viața reală din municipiul nostru niciun rezultat de pe urma acestor bani. Concluziile le trageți dumneavoastră, pentru că noi ne-am asumat împreună cu consilierii PSD, ne-am asumat votarea acestui buget tocmai pentru a nu produce disfuncții în cadrul administrației locale în perioada imediat următoare. Vă doresc o seară minunată și tot ce e mai bun pentru dumneavoastră.